În sătucul de pe vale, liniștea e apăsătoare. Nu se aude niciun câine, fiindcă soarele dugoare. Vântul nu se mai desmeardă, nu mai mișcă niciun ram. Doar albinele aleargă cu legmiere pentru neam. Gâze, fluturi, buburuze, toate s-au ascuns de soare. Dorm sub tufele de iarbă, că e bine și răcoare. Dar cine-i prin colbul străzii? Cine urcă lin cărarea? Se oprește și se întoarce cu ochii străbate zarea. Dar negura trandașir, trandașir de pe răzor, să și-o dragă tuturor. Să necuțe cât un șuier, dar negura trandașir, trandașir de pe răzor, să și-o dragă tuturor. Să necuțe cât un schic, dar din urește să zic, că așa mama m-o lăsat să amar pentru cântat. Să necuțe cât un schic, dar din urește să zic, că așa mama m-o lăsat să amar pentru cântat. Cânte gură, cânte ghini, pășă cu cânte cu moțănii. Unde merg, unde mă duc, dragunii la tâțe cânt. Unde merg, unde mă întorc, dragunii se cânt să joc. Unde merg, unde mă duc, dragunii la tâțe cânt. Unde merg, unde mă întorc, dragunii se cânt să joc. Poate unii nu mă cred, dar din soruita mă văd. Alta nu-i ca mine în sat, așa se n-a și se fac. Poate unii nu mă cred, dar din soruita mă văd. Alta nu-i ca mine în sat, așa se n-a și se fac. Și nu-i alta cum îs eu. Și așa-i tâneam un eu. Șovărghit fetele-n sat, să mă-ntreacă la cântat, să mă-ntreacă dacă pot, că n-am să le lăs deloc. Șovărghit fetele-n sat, să mă-ntreacă la cântat, să mă-ntreacă dacă pot, că n-am să le lăs deloc. Că așa m-am învățat, să și-o primantă și fac, așa s-eu de felul meu, le fac tătei cum vreau eu. Că așa m-am învățat, să și-o primantă și fac, așa s-eu de felul meu, le fac tătei cum vreau eu. Veniți, fete, cât îi vreți! Păi voi ca mine nu sunteți! Hai veniți aici, veniți, vă tătișile știți, dar să nu vă rușenați, voi ca mine nu cântați. Hai veniți aici, veniți, vă tătișile știți, dar să nu vă rușenați, voi ca mine nu cântați. Hai veniți, fete, cu voi, câți mai mândri decât voi, așa se eu, așa mă țâniți, fudul își vă spun. Hai veniți, fete, cu voi, câți mai mândri decât voi, așa se eu, așa mă țâniți, fudul își vă spun. Nu-s fudul, așa se eu! Șu, de și tata meu. Șu, mama la fel cu noi. Șu, mama la fel cu noi. Ia să vă și să știți voi. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cântec și Poveste. O nouă întâlnire, o nouă călătorie de fapt, iar astăzi sunteți invitații noștri în județul Botoșani. Nu mergeți ca niște străini, veți merge ca niște invitați de seamă, așa cum am venit în studioul TVR Iași și prietenii noștri din Cordăreni, județul Botoșani. Le mulțumim pentru vizită și îi aplaudăm. Astăzi vom afla împreună câte și mai câte despre localitatea lor. Recunosc că am avut bucuria să lucrez atât cu ansamblu, cât și cu o parte din cei care se îngrijesc de moldul în care se prezintă Cordăreanca în spectacole de mai mult timp. Dar până atunci e momentul să aflăm de la soții Cristi și Mirela Dumitraș de ce e așa de renumită localitatea asta, e așa frumoasă, ar trebui să mergem acolo? Bună ziua și bine v-am găsit! Mulțumim pentru onoarea care ne-ați făcut-o să ne invitați aici în prima ediție a acestei emisiuni pe acest nou sezon. Mulțumim celor care ne sprijină și ne-au trimis să-i reprezentăm aici la dumneavoastră, la TVR Iași. Salutăm locuitorii comunei Cordăreni și toți cei care se trag din zona noastră, o zonă extraordinar de frumoasă, tot un deal și o vale la noi, pe Valea Părăului Băneasa suntem noi acolo,
cu păduri frumoase din, care fac parte din Dumbrava cea înaltă, din Codri Cosminului de mult. Iar noi ne-am hotărât să fim păstrătorii și cei care duc mai departe obiceiurile și datinele din această frumoasă comună. Suntem datori maestrului George Enescu, deoarece s-a născut la noi în sat și trebuie să aibă cineva care să ducă mai departe cântecul acestor locuri. Iar noi, nouă ne-au lăsat părinții aceste obiceiuri și dansuri și folclorul din zonă și trebuie să-l predăm mai departe copiilor noștri și sperăm să facă și ei la fel. Ce declarație mai frumoasă și care să-ți meargă mai ușor la inimă decât aceasta? Merită aplauze. Mulțumim. Astăzi n-au venit nici cu mâna goală, au dus și stative și război de țesut și cămăși din zona Ibăneștiului și vreau să remarc faptul că aveți niște costume foarte frumoase. E și deal, dar e și apă, văd după culoare. Ați venit și cu prieten dragi nou, cu Cornelia Ciobanu. Mulțumim frumos pentru prezență. Bună ziua, bine v-am găsit. Și vreau să vă spun că s-a zbătut să fiți în formula asta, prezenți în emisiune, pentru că e o mină de aur. Ce se întâmplă în zona aia, nu? Așa este. S-a păstrat ceva. Așa este și noi de la Centrul de Conservare și Promovare a Tradiției Culturale Botoșani avem mare încredere și cu toată sinceritatea vă spun că oriunde e trimitem în țară, în străinătate, chiar ne face cinste și onoare. Deci este un ansamblu serios, profesionist sau aproape profesionist, majoritatea sunt tineri, mă rog, pe băncile școlii sau chiar și lucrători, dar cu toată încrederea îi promovăm pe mai departe și unde îi trimitem avem încredere că ne reprezintă cu bine. Astăzi vom avea, dragi prieteni, în rubrica din Lada cu Zestre, vom avea pe cuptor, vom avea lucruri foarte interesante pe care să le aflăm împreună. Dar cum știți vorba noastră, să nu ne credeți niciodată pe cuvânt. Îi vedem la dans. Yeah!
E momentul să vorbim puțin și despre istoria acestui ansamblu, că vine în două părți, nu? Istoricul. Da. Ansamblul s-a înființat în anul 2008, după o lungă perioadă de absență, la inițiativa domnului primar, domnul Constantin Dumitraș, tata socru, ca să spun cine este. Gospodar, de seamă. Da. Gospodar, un iubitor de folclor. De tradiții și de folclor. Și tradiții. Am început așa cu pași înceți, sub îndrumarea domnului coregraf Mihai Fediuc și îi mulțumim din suflet pentru toată munca care a depus-o ca să ajungem aici unde suntem astăzi. În ansamblu activează un număr de 50 de membri. Din anul 2010 am început să lucrez și cu copii. Personal m-am ocupat de aceasta. De altfel, se văd roadele. Cei prezenți aici sunt copii care au început atunci dansul. Vă întreb sincer să-mi spuneți. De ce ați ținut să-l reînființați? Pentru că el a ființat între 70 și 1986 și din motive obiective nu s-a mai putut continua. De ce ați ținut neapărat să-l reînființați? Și eu și soțul meu suntem iubitori ai dansului. De altfel, noi avem 18 ani de căsnicie. Tot timpul am fost iubitori ai dansului. Alături am avut prieteni care ne-au sprijinit, au pornit pe acest drum, anevoios, dar cu mult curaj. Și am vrut să transmitem și copiilor noștri, de altfel în formație sunt și copiii noștri, Dragoș și Diana. Hai să ridicem mâna. Ia uite ce frumos! Bravo! Aplauz! În vara aceasta, de altfel, am hotărât noi să facem sub titlul Școala de Vară o nouă grupă de copii care le-am avut asistente pe Diana și Miruna. M-au ajutat în îndrumarea copiilor. Și ce-am învățat acolo pe timp de vară? Pașii de dans. Pașii de la de dans. Un 2-3 renumit al lui Nenea Mișu, ca așa îi spuneam. Cu răbdare, cu multă muncă, rezultatele s-au văzut la sfârșit de vară și suntem mulțumiți pentru că... Ați pregătit a treia generație, da, nu? Încă o, da. Ne amintim și de prietenii de la Flămânz cu trei generații lor, dar iată că și aici se poartă. E momentul să mai cântăm un pic și am să o invit pe Cornela Ciobanu în aplauzele dumneavoastră să ne zică una ca la Botoșani. Ram-ta-ra-da-ram, ram-ta-ra-da-ram, și-i făcut de flori.
taram, taram, taram. Veselia lumii lui, ca în mijlocul jocului. Ghirișă din neamului, tarararara, da, porcută ți-ai lui, ram, tarararara. Dragi prieteni, vă spuneam de invitații noștri pe care i-am primit aici cu drag. Au făcut eforturi foarte mari, dar ne bucurăm că astăzi, la rubrica din Lada cu Zestre, să vedem pe cea care până la urmă face zestrea, atât a celor din sat, dar spunem noi și a poporului nostru. Bună ziua, cum vă numiți? Bună ziua, mă numesc Racourica, din comuna Ibănești, o comună foarte frumoasă, pe cele mai înalte culmi, ca punct geografic a județului Botoșani. Câți ani aveți? Am 75 de ani, născut în 1940, la 9 ianuarie. Ce ați adus astăzi aici? Am venit astăzi cu meșteșugul străvechi și le-am păstrat de la străbunicile și mamele noastre, ca pe icoană sfântă, pentru a fi dus și mai departe. Că și mâna de lucru și am lucrat-o în viață și am învățat de la mama mea, sunt rădășinile străbunilor noștri. Și păcat de aruncat, că coacul le-am cusut în stat, vi le-am țăsut și mergem mai departe. Să ducem tradiția până la infinit și doresc ca tânăra generație să se învețe că meseria e un bub de aur și o brățară de aur și un bub pus în pământ și de rode. Da, matale, de la ce vârstă ai învățat? De la vârsta de 15 ani, alături de mama mea, după care m-am format singurică, așa că omul, deși ca și o floare, o pui în pământ, îmbubocești, înflorești și ajungi la infinit. Așa și meseria. Am înțeles. Și aici vă că ați făcut, faceți și... De la început. Am țăsut pânză pentru portul popular. Sași, trăiști, leșiere, covoară, material pentru sumane, pentru sași, că atunci la generația noastră era toată casa împodobită cu lucrurile de mână, nu era industrial. Și brâie și tot. Brâie, tot ce aparține de artă populară zestre românilor. Merită aplauze. Ce să... mi-a spus doamna Cornelia că atunci când matale mai lucrez, mai și cânți, mai doinești, mai... În timpul liber, ne aștern gândurile pe hârtie, plus de asta ca să... Crezi și poezii, rapsod. Da, creez poezii, cânti, urături, tot ce aparține de cultură, de tradiție și cultură. Da. Și... Ne dai nici nou un pic? Da, un cântec care pentru vârsta mea. Da. Frunză verde, sălcioară, inimioară, inimioară. Deși arz în foc și-n pară. Deși arzi în foc și în pară, de nu te stinge o țară. Eu inimă te-aș ruga, eu inimă te-aș ruga, să nu-mi bați când noi putea. Că decât viață cu acas, mai bine morte într-un ceas. Vă mulțumesc! Bravo! I-am salivit pe domnul primar aici de față, alături de noi, gospodarul satului, și
nu neapărat așa ca să-l laudăm, ci vreau să-l întreb cum a fost atunci când a înființat în anii 70, din câte știu eu, acest ansamblu Cordăreanca. Da, din anii deci trecuți, după cum a spus, din 70, ne-am organizat la Căminul Cultural. Atunci era un pic mai cu strictețe, dar ne veneam noaptea de unde veneam de la treabă și ne adunam acolo și facem repetiții și am pornit cu ansamblul nostru Cordăreanca, am fost prin țară, am luat multe premii, dar a mers o perioadă și pe urmă s-a stagnat datorită timpului, care sunt schimbării și s-a întâmplat în viață și eu și-am gândit când mai departe, când am ajuns așa, la puterea comunii, am zis, hai să organizez din nou. Păcat să rămâi Căminul Cultural gol. În continuare, cât pot, la vârsta mea, mă strădui și lăs în continuare. Am lăsat copiilor mei și nepoților să mă ducă mai departe și să duc și obiceiul comunii noastre, să nu se piardă acest obicei, că, pentru că e altfel, e altă viață. Făcând activitate culturală și organizare administrativă și prin comună multe obiective, adică asfalt, cămin, grădiniță, apă, trasă, parc, iluminat, deci care s-au făcut, dar fără activitate culturală nu este, nu-i bun. Am organizat și o fanfară care eu când eram mic o auzăm și îmi pare că nu știu ce aud, așa îmi plăce, mă ducem să ascult pe după garduri cum se cântă atunci de bătrânii noștri și în continuare și-am gândit, hai să merg. Această fanfară care vedeți dumneavoastră a umblat prin și multe țări, de exemplu și în Germania și în Belgia. Au fost foarte buni, mă mândresc cu ei. Uitați, au fost cu formația de dansuri și obiceiuri, fanfara a participat și în Iordania, în continentul Asia. Deci două săptămâni. Păi eu zic așa, că dacă tot vă lăudați atâta cu ei și vă plac, hai să-i vedem și noi. Mulțumim, domnul primar. Fanfara, ia veniți încoace, stejarul. Hai! La ce vârstă ați auzit prima dată sunet de fanfară? Chiar la vârsta de 7 ani. Chiar la 16 ani deja cântam în fanfară. La foarte devreme. E un lucru tradițional în zona dumneavoastră? Da, da. Am avut și bunic care cânta la trompetă și unchi și de asta, de acolo și plăcerea de a cânta. Deci sunteți tot a treia generație la fanfară. Da, da, a treia generație și sper să continuăm cu bine. Cântăm? Da, facem o horă frumoasă și două bătute. Thank you.
Bravo celor care se îngrijesc să existe în continuare ceea ce duce mai departe tradiția noastră în zona rurală, mă refer la fanfară. Din tot sufletul, aplauze. Iar noi acum, dragi prieteni, dacă vorbeam de cei care se îngrijesc să ducă tradiția mai departe, vorbim și despre profesor. Bună ziua, Alina! Bună ziua și bine v-am găsit! Și frumoasă și talentată și de vreme acasă, probabil, dar... Asta nu răspund, nu vă spun. Am înțeles. De unde dragostea pentru folclor? Dragostea pentru folclor vine din familie, pentru că bunicul meu a cântat și el în fanfară, la clarinet. Tatăl meu a cântat și încă mai cântă la saxofon, deci din familie. Dacă ne uităm la fetele care sunt aici, mai mari sau mai mici, lăsăm folclorul din zona Botoșanului pe mâini bune? Eu spun că da, atât în ceea ce le privește pe ele, cât și pe ceilalți cursanți ai Școlii Populare de Arte din Botoșani, unde eu sunt profesor la Catedra de Cânt Popular, alături de doamna Cornelia și de doamna Vecliuc. Există mult, mult tineret dornic de a învăța folclor, muzică populară. Acum, ce să spun, depinde fiecare ce își propune, unde dorește să ajungă, ce fel de folclor, ce fel de muzică populară dorim să cântăm și cât de mult muncește, este foarte important. Chiar dacă Dumnezeu ne-a dat talentul, noi trebuie să-l șlefuim, să muncim zi de zi, dacă dorim să fim din ce în ce mai buni. Performanță. Să știți că nu-mi place nimic mai mult pe lumea asta decât să pun profesorii la treabă. Da. Cântăm. Mulțumesc. Astăzi, la Cântec și Poveste, dragi prieteni, avem invitați buni prieteni din zona Cordărinului. Și vorbeam de costume puțin mai devreme, specifice în zona voastră, văd, cu niște modele mai speciale. Absolut. Avem costumele de la noi din sat, de la noi din zonă, dar dacă tot ați deschis discuția despre aceste costume, să lăsăm să vorbească despre ele cei care chiar ne le-au predat nouă aceste costume. Familia Dăscăliței, Romică și Maria. Invităm în aplauzele voastre aici în fața noastră. Haideți!
Trebuie să fac o mărturisire în fața dumneavoastră, să le spunem că eu îi consider pe cei doi prieteni ai noștri, împreună cu o parte din echipa TVR Iași. Ne vedem de fiecare dată la Festivalul Mugurelu de la Dorohoi, împreună cu domnul profesor Dupu, și acolo împreună aranjăm scena, ne grijim împreună ca să fie totul cât se poate bine. Să rămână. Bine v-am găsit și vă mulțumim de onoarea de a fi aici. De la ce vârstă scrieți poezii? La 45 de ani am început să le pun pe hârtie, scriu de când eram copil. Am înțeles. Bună ziua, nenea Romică. Bine v-am regăsit la TVR Iași. Mulțumim de invitație și dacă tot domnul Dumitraș ne-a recomandat să prezentăm costumul, costumul care îl purtăm noi astăzi și cele care sunt ca și modele luate de la noi în ansamblu, sunt costumele bunicilor mei, care au fost la cununie, mire și mireasă. Ia să dăm puțin asta jos ca să vedem mai bine. Câți ani are acest costum? Este din anul 1930, pregătit de bunica când era fată. Era o mândrie să poată să pregătească costumul pentru alesul inimii. Se vede după ce este cusut pe el, cămașa bărbătească este mai cusută, mai cu drag, are mai multe modele față de cămașa de mireasă. Deci să-l poată atrage pe alesul inimii printr un costum frumos. El și stima, dar vrea să-l și înduplece puțin, nu? Exact, așa era. Și mai trebuie menționat că aceste costume, cum spunea și tante Maria mai devreme, că pregăteau materialul țesău toamna, inul când era gata, îl pregăteau în iarna la stativi, iar materialul îl luau vara, când stăteau degeaba, nu degeaba, când se odihneau din muncă la câmp, din muncă în timpul amiezii, își făceau umbră și se așezau la cusut cămășile așa. Deci nu pierdeau niciun moment al vremii respective. Deci, foarte frumos. Și mai departe văd opinci tradiționale. Da, opincile au fost create dintr-o necesitate, că nu era material, nu era industria dezvoltată și oamenii se gospodăreau după ceea ce aveau pe lângă casă. Deci și-au confecționat din materialul pielea de porc și-au dus ca să aibă cu ce să încălța, cu să merge la lucrul câmpului. Noi v-am mai filmat în diverse ocazii. Există vreo întâlnire, vreo bal de gospodar sau, eu știu, alt loc în care vă duceți în județul Botoșani sau în Bucovina și să stați deoparte, să nu jucați? Asta nu se întâmplă niciodată, pentru că asta este singurul motiv care duce mai departe, că ne place cânticul popular și dansul popular. Haideți să-i aplaudăm, mulțumim frumos. Vă invit la locul dumneavoastră, poftiți. Iar noi, în cele ce urmează, ia să văd dacă reușesc eu să vin să stau aici așa un picuț, să vreau să vă întreb, dumneavoastră, de când v-ați apucat de cusut la cămăși? Cred că de vreo 5 ani. 5 ani în urmă, prima dată am luat-o ca o joacă, după care am început să-mi placă din ce în ce mai mult și încet, încet, cu ajutorul lui tante Aurica, am învățat miracolul stativilor. Deci totul, de la cum punem pe urzitor, nividitul, absolut totul, că este o întreagă poveste. După care... Și un cântec. Și un cântec, da. După care încet mi-am dat seama că la stative pot face cămăși, se pot face și în stative, dar e un pic mai complicat. Și atunci, făcând catrința, automat am fost nevoită să învăț să cos. Și văd că ați adus aici cămăși, ați adus prosoape, ștergare, ați adus lucruri pe care le faceți și pe care duceți mai departe. Da, le lucrăm noi, acasă. Câteva femei care mai suntem la Ibănești, pentru că eu sunt... Din Ibănești. Și v-ați asortat cămașa cu această frumoasă culoare a ochilor dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Ia să vorbim și cu asta mică, văd că nu mai are răbdare. Hai încoace, s-a plictisit. Ia microfonul de acolo, microfonul galben. Cum te cheamă? Raluca Moțoc Maria. Câți ani ai? 7 ani. Și de la ce vârstă cânti tu muzică populară? De la 6 ani. Și de ce te-ai apucat tu de cântat muzică populară și nu altceva? Pentru că îmi place să cânt. Am auzit că ai luat o melodie de la doamna Cornelia?
Da. Și nu s-a supărat? Nu. A vrut să mă învețe. O cântăm? Da. Succes! Vorbim despre ansamblu de dansuri și vreau să vă întreb, oricare dintre voi îmi poate răspunde, care e specificul pașilor din zonă? Există unul, ca și costumele, vă identificați prin aceste lucruri? Absolut. Orice pas de dans a rămas sau s-a format datorită unor condiții. De exemplu, dacă după acest interviu o să urmeze hora acordărengilor. Fetele ieșeau la strânsură să se afirme, să se arate, iar flăcăii stăteau pe marginea și priveau care ar putea să îi se potrivească ca și viitoare soție. Și fiecare dans a avut o origine în dragostea lor, a străbunilor noștri, pentru pământul și pentru zona din care suntem acum și noi. Tot ceea ce dansăm noi, am învățat de la ei. Atunci când a venit domnul coreograf Fediuc Mihai, întâi a venit tata cu ceilalți dansatori și au schițat sau și-au adus aminte râzând, glumind, aducându-și aminte cu mare bucurie de ceea ce făceau ei atunci. Și atunci am început și noi învățând de la ei și am reorganizat acei pași și am reformulat pentru a îi pune în scenă, după cum o să vedeți dumneavoastră. Dar de la ei au plecat acești din pași. Din tată în fiu. Din tată în fiu și ei la rândul lor i-au preluat tot așa din nunți, din strânsuri, din la hramuri când se juca. Ăștia erau pașii care dansau la noi în zonă. Și așa au rămas nouă.
Vorbeam de păstrarea tradițiilor, dar și de continuitatea între generații. Împreună cu Alina vă ocupați și de tinerile interprete, nu? Exact. Sunt, ca și Alina, profesor de canto muzică populară la Școala Populară de Arte din Botoșani. Și, cum a zis și Alina, vin foarte mulți copii, foarte mulți tineri și prin cântecul lor încerc și eu să-i învăț mai bine și mai frumos. Iar prin natura serviciului, deci prin Centrul de Promovare și Conservare a Culturii Tradiționale Botoșani, îi iau și îi promovez. Avem diferite acțiuni, activități în care îi rog să vină, să poată lua contact cu scena, să cânte în public, ceea ce este chiar foarte bine. Și pe Simona și pe Alexandra, de multe ori le-am luat în spectacole care le avem organizate la Centrul de Creații Botoșani. Și iată că astăzi la Cântec și Poveste, exact, nu? Exact. Ce poate fi mai frumos? Ce poate fi Rămâne frumos? Doar să ne convingă în aplauzele voastre. Să cânt lumea să joace și să-mi apivină cu așii tare, eram tam diri-diri-da. La
căut, dar să nu gândiți. Terai ram tam diridira, acum să vă opriți. Terai ram tam diridira, hai faceți jenie rând. Terai ram tam diridira, cu scripcuța să vă cânt. Și-o dă să-i facă lupătița, voi intre și cu scripcuța. Hai scripcuță împreună, hai să facem voie bună. Și gura cu struna diră sună bătătura. Terai ram tam diridirida, și iar verdica luna sunt trei. Și gura cu struna diră sună bătătura. Terai ram tam diridirida, să jucăm pisătura. Terai ram tam diridirida, era că mai este o zi și o noapte. Terai ram tam diridirida, lumea să ne țină minte. Terai ram tam diridirida, era zi schipuță ca înainte. Ia ca unu, ia ca patru. Ia uitați când joacă satul mă. Dragi prieteni, v-am promis astăzi la Cântec și Poveste că veți cunoaște altfel de oameni pe care de obicei nu-i cunoașteți pentru că se află în spatele unui costum sau unui obiect pe care îl folosesc. Astăzi, de la Cordăreni, au venit oameni foarte talentați. Fie că sculptează, fie că țes, fie că lucrează cămăși, fie că fac harapnice sau opinci, merită aplauzele voastre. Invit pe Nea Marcel și Constantin aici alături de mine. Fiecare trebuie să-și aducă ustensilele lui. Nea Marcel nu e chiar din Cordăreni, dar e foarte talentat. Nici o fel de problemă. Veniți aici aproape lângă mine, se poate vedea de acolo. De la cine a învățat Nea Marcel să îmblânzească lemnul? În primul rând vreau să vă spun că sunt din Hulub, comună Dângeni, Botoșani, și am învățat de la un unchi al meu, fratele mamei, Nicolae Morocea se chema, care și el la rândul lui a preluat meseria asta de la înaintașii lui. Îmi povesteau și colegii că nu e prima dată când se întâlnește talentul lui Nea Marcel cu echipa TVR Iași. Vedem și lucruri care țin de partea bisericească, dar și lucrurile mai obișnuite. Toată emisiunea asculta Nea Marcel acolo. Ai vreun moment în care nu vrei, nu poți sau lași lemnul din mână? Lemnul mai las pentru că între timp am și altă pasiune și altă meserie, dar de mic copil cred că eu am fost hărăzit să pas cu oile, să fiu cioban. Unchiul meu și bunicul meu a coborât din Tudora, a ajuns pe plaiurile noastre și acolo au rămas descendenți care s-au ocupat cu creșterea oilor. Dar n-a fost să fie așa. Deci eu am preluat de la unchiul meu acest talent, această meserie, apoi am făcut liceu, am făcut facultate, am ajuns inginer mecanic, dar m-am întors înapoi la aceasta și în momentul de față predau la Școala Populară de Artă Botoșani ca să poată învăța tinerii din sat. Am făcut o secție a școlii chiar la noi acasă și a trecut până acum peste 40 de elevi prin la noi și au frecventat cursurile acestea. Bună ziua, ce lucrați acolo? O pereche de pincuțe. Unul din copii s-a plâns că se le-a rupt deja la joc și decât să le repar, mai bine le fac. Avem o bucată de material din piele de porc. Este aproape de finalizare. Se jupește porcul, se dă sare, așa cum se știe, jumătate din greutatea pielii. Și cât se ține? 2 luni, după care 4 luni se ține la uscat. Deci trebuie să-ți comanzi cam cu jumătate de an înainte. Cam așa, da, se ține porc de la an la an, nu? De la an la an, am înțeles. Da, și am să-i rog pe colegi să arate, dumneavoastră sunteți răspunzători de tot ce poartă? Cam o parte din ei, cam eu sunt răspunzător. Și de la cine ați învățat?
de la tata, tata de la bunicul și tot așa. Nevoia ne-a învățat pe toți din familie să ducem mai departe și straiul popular fără o pincuță nu se poate. Și iată ce frumos te aduce acest meșteșug într-o emisiune de televiziune și chiar domnul primar să te ajute să dai interviu. E o chestie nemaipomenită, dar merită aplauze. De la o pincuțe, da? Avem harabinicile din piele, din piele de vițel. Un bici, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. E un harabinic purtat de ortomani sau dragomani în spațiu păstoresc, doar numai la oi se întâlnesc, nu și la vaci. Are oricum, pe lângă faptul că este o unealtă care o folosim acolo, are și o taină pe care aș vrea pe scurt așa să o povestesc. Este arborile vieții cu rădăcini, scara care se urcă în pom. Avem aici albina, simbol al hărniciei, cu ramuri, pomul. Avem roadele aici. Copilul se desface din familie, merge către școală, cătănie, se lasă la vatră. A cunoscut și el o drăguță. Pe luni. Dacă a cunoscut în 6 luni, a pus 6 șuvițe. Am din înțeles. Are și el propriul lui copii. 5, 6, cât ți are. Dacă a mai avut o căsătorie, mai face un etaj de frajuri. Dacă a avut din flori un copil, l-a pus și aici. Merge spre finalul. De ce se personalizau? Pentru că ciobanii, pe vremuri, de altfel și acum, au tot felul de jocuri, le aruncă jos și când vin să-și le ia, fiecare știe care e personalizat. Și de fapt, povestea vieții lui este desfășurată în acest pom al vieții. Și e de fapt și un schimbător de viteze, nu, la muncile câmpului. De obicei nu se lovesc animale pentru că este făcut din piele, bătrânii au o regulă și nu se lovește nici pământul, că nu se mai rodește, sunt niște lucruri care trebuie respectate. Se folosește doar în păstorit, la mânatul oilor, pe timp de căldură, sau la datul în strungă oile. Acest harapnic este pentru cioban, nu este pentru... E mai sărăcăcios, împletit, mai... Da, n-a dat ciobanul destul de brânză, da, am înțeles. I-a dat destul de brânză. Mai avem un bici pe care îl folosim pe timp de datin și obiceiuri, pe timp de iarnă, la datin și obiceiuri de anul, este biciul ursului. E mângâietor, am înțeles. Sigăturile care... Ați mai adus și și măști, dar văd de la dumneavoastră la opinci că sunt legate cu ceva special. Da, inojițe de păr de porc, le-am de la bunicu. Bunicu avea altele noi și el lega cai cu astea și l-am rugat... Deci sunt de păr de cal. Păr de cal, iertați-mă. Păr de cal, păr de cal. Așa. Și da, la fel, o pincuță din păr de porc, colțun de lână, nu șoseată. Da. Iarna 4x4 sunt. 4x4, căldură maximă, niciun fel de problemă, niciodată. Chiar, și acum chiar mi-e cald, mi-e foarte... N-aș zice după cum transpirați. Da. Mulțumim frumos, mulțumesc, merită aplauze. Dragi prieteni, vă spuneam ceva mai devreme de peripețiile noastre pe scenă cu Nea Romica atunci când aranjam și împreună colegul Adrian Butnaru. În vreme de vară, scena la Festivalul Mugurelu de la Dorohoi și tocmai de acolo vine și Lorena Dupu, pe care vă invit să o aplaudați. Dintr-o familie muzicală, domnul profesor Marcel Dupu, cu 2 surori care au cântat împreună pe scenă la aniversarea celor 30 de ani de orchestră, îți poți închipui vreo zi în familie fără muzică? În familia noastră mereu am vorbit despre muzică. Muzica este pentru tata, este ca un copil care ne-a dat-o și nouă, ne-a transmis-o. Și o duce mai departe. Și tu nu te-ai lăsat astfel încât ai venit la Conservatorul din Iași, corect, nu? Da, sunt studentă la Conservatorul din Iași în anul întâi. Un succes. La pedagogie, ai spus, da? Ce înseamnă muzica pentru tine? Muzica este totul. Frumos spus. Cântăm? Da. Frunză verde trei.
jocul din bătrâni. Eu așa le-am învățat, de când vin la joc în sat. Pe furiș pe-alăturea, bat ochii ca la podea. După dobă și arcuș, ca și rudichii păruși. Mică și bună de gură, ce-o de la vârtitură. Și bat și bota cu foc. După dobă și trișcar, ca să-i vedem noi cum sar. Bă, tu v-ar pitați norocul, cu voi mai frumos e jocul. Văd unul de seama mea și nu știu că dar ar vrea să mă poftească la joc, să mă ții din mijloc. Nu-i prea înalt și-i frumos, dar pe semn-i rușinos. Nici o vorbă nu ne-o zis, numai să uită pe ascuns. Eu bine m-am cal, ce cu ochiul să-mi fac? Atâta o așteptat și la joc badea m-o luat. Mă mărtește tropăie, de mine s-apropie. Și de-acum dintre flăcări striga, hai de la dă-măi. Mică-i badea, dai folos, poate cu și-ți mă vârtos. Danișor, nu soare cine, la joc nu mă trece nimeni. Mărunt să ca un pui, dar brațele bade lui, îți scăpara focului. Adevărați ambasadori ai zonelor din care provin fiecare, că e sculptor, că țese la stativ sau e coregraf, vor să vă invite acolo unde au copilărit și unde spun că e într-adevăr acasă. Aveți o atracție acolo pe dealuri, între voi, care am înțeles că e mai puțin întâlnită în România. Despre ce e vorba? Da, dacă îmi dați voie, o să încep de acolo. Acasă înseamnă în pădure. În pădure sunt, la mine acasă, deoarece sunt pădurar de meserie. Așa că dacă vă invit la mine acasă, o să știți unde să veniți. În pădure la Cordăreni se găsește din abundență primăvara, la începutul lunii mai, la leaua pestriță, o floare extraordinară, care este un monument al naturii și este ocrotită prin lege. Noi, cei din zonă, o așteptăm cu drag în fiecare primăvară să înflorească. Nu este voie să o rupem, doar privit, admirat, fotografiat și așa mai departe. Și astfel o pot vedea și telespectatorii astfel noștri. Astfel se pot bucura și cei care vin la noi în zonă, în vizită, sau cei care vor să-și aducă aminte cu drag de zona și copilărie și de ceea ce reprezintă această floare. Avem și o legendă, cumpărătese, care le-au plăcut culorile, care au avut o rochie și plăcându-i atât de mult, această floare are o, îi se mai spune și floarea de șah, deoarece imită foarte bine tabla de șah în culorile ei. Și împărăteasa și-ar fi dorit așa o roche multicoloră sau măcar să fie cât mai apropiată. Nu spuneți toată floare. Povestea, trebuie să le spuneți povestea doar celor care vă calcă pragul. Așa este. Rolul meu este și de ghid prin pădure. Ei, până la urmă, mi-am dat seama după frunză de la pălărie. Trebuie să le spunem telespectatorilor că nu doar ceea ce au reușit să vadă astăzi în emisiune și vor mai reuși. Aveți și obiceiuri de iarnă pe care le prezentați atunci când sunteți invitați la festivaluri sau concursuri în țară și în străinătate, astfel încât portofoliul este cât se poate de larg și de divers, ca și palmaresul dumneavoastră, că ați luat premii peste tot în lume. Dacă luăm din luna ianuarie, noi nu ne oprim până la sfârșitul anului. În ianuarie și februarie începem cu șezătorile iernii, unde prezentăm tot felul de obiceiuri care, pentru a nu le uita, le ținem în viață alături de noi și cu noi. Apoi încep spectacol, încep nunțile, avem obiceiul de nuntă, obiceiul de botez, mergem la nunță în deschiderea nunților, la îmbrăcatul mirelui, la îmbrăcatul miresei, iertăciunea, făcutul florilor,
dezgătitul miresei la care cântă fetele, băieți își fac rolul lor și așa nu se pierd tradițiile și obiceiurile. Vara avem sărbătoarea sânzienilor, sunt tămăriile, unii strânsuri în sat și unii se face joc, balul gospodarilor, iar începând cu luna noiembrie începem cu datele și obiceiurile de iarnă. Jocul căiuților, dansul ursului, a caprei, urăturile și jocul de mascați și nu ne oprim până nu începem iară cu șezătorile. Și apoi din ianuarie să fim noi sănătoși colom iar și iar de la capăt. Dar asta e altă poveste. Am ajuns în punctul în care, dragi prieteni, trebuie să vedem și rubrica pe cuptor. Și aici eu vă propun o întrecere. Cine este pentru? Așa, bun. Mergem întâi acolo. Am să rog pe doamna Mihaela să ia microfonul, să lase deoparte ce mai are de cu sus, să vină aici alături de mine, ușurel așa, și să ne spuneți ce ați adus dumneavoastră aici, ce ați pregătit acolo. Parcă mai lipsesc din sarmale. Nu ce ați adus? Păi am adus sărmăluțe, cum se fac la ibănești, în postul Paștelui, în postul Crăciunului, cu crupe. Cu crupe, da, făcea și bunica. Așa, cozonac, pâine și aici am sărmăluțe care se fac în afara postului, cu carne, da, cu șunculiță, fumată, da, da, o țuică de prună, pentru că anul ăsta s-au făcut prunele. Nu, no, și... cred că faceți așa ceva. Faceți, da. Salutări, da, și domnului primar și de la, da, Ibănești și, mulțumim, de la Dângeni de acolo. Ia să vedem, arată foarte bine. Ați gustat? Nu? Nu. De-abia așteptăm, o să vedem. Am să rog pe Mirela să ia microfonul și să venim în partea asta. Mulțumim frumos și merită aplauze. Aici, ce avem pe această masă? Și noi am adus pâinea care se coace pe vatră în cuptoarele vechi care încă mai există în comună la noi, cozonacul cu nucă, cu mac. Crescut frumos. Da. Plăcintele cu brânză. Avem prăjiturile copilăriei care le-am făcut cu drag, amintindu-mi rețeta de la mămuța, ciucălăie și păpușelele, așa se numeau, rachiu de prună, vin, găluște cu crupe, cu găluște carne. Găluște cu crupe, sunt aici înăuntru, da? Da, și pe platou. O să sunt puse și alături, dar trebuie să vadă telespectatorii. Mere, o toamnă frumoasă, un an bogat. Acolo e ceai de sunătoare, nu e vin, nu e altceva, nu vă faceți probleme, dar merge după ce a lucrat lumea, după ce a fost la bal, să se cintească, liniște, să se bucure. Nu? Și am văzut că ai dansat în hora fetelor, da, e momentul să vedem și sârba băieților, nu? Să vedem de ce sunt în stare, drag, da? Ia aplaudăm! Thank you.
căi, cordarea că mai să căi. Au văzut și telespectatorii în imagini din Cordăreni, din județul Botoșani. De unde credeți că vine bogăția aceasta și a folclorului, și a costumelor, și bucate, și oameni talentați? Există vreun răspuns? Da. Întotdeauna asta a rămas din urma la fiecare om. Nu a rămas altceva. Doar ce a putut să transmită copiilor. Restul n-a luat nimic cu el. Hainele au rămas, pământul a rămas, casa a rămas. Iar tradițiile, dansurile, obiceiurile noastre le-au lăsat copiilor lor și noi trebuie să ne bucurăm de ele și să le păstrăm, să le dăm mai departe cu aceeași dragoste care am fost date de ei. Locurile frumoase în care trăim noi, te îmbie să fii frumos, te îmbie să dansezi frumos, te îmbie să cânti frumos. N-am cum să merg prin pădure fără să cânt. Deci oricât aș fi disparat, tot îmi trece prin minte o melodie, tot o cânt, că singur atunci nu mă aud decât păsările cerului și cu viețuitoare, restul, copace. Și ar fi păcat la Dumnezeu să nu folosim aceste frumoase cântece și obiceiurile ale noastre în fiecare zi, când ne trezim dimineața și până ne culcăm, să le avem în inimă și în gând. Foarte frumos spus. Înseamnă, doamna Cornelia, că misiunea dumneavoastră la centru e mai ușoară de această dată. Având oameni și gospodari și iubitori de folclor, vă e mult mai ușor. Așa este, să știți. Că în județ la noi, pe lângă ei, mai sunt și alții și ne bucurăm foarte mult că avem oameni cu care să lucrăm, oameni care să păstreze și să transmită mai departe folclorul nostru tradițional al Botoșaniului. V-a plăcut la noi? Da? Super, mulțumim de invitație. Cu mare drag. Și trebuie să le spunem telespectatorilor, nu ne despărțim acum, o să mai cânte Cornelia Ciobanu, o să mai danseze încă o dată cei de la Cordăreanca pentru dumneavoastră, dar atunci când vreți tradiții autentice, când vreți folclor autentic, trebuie să ajungeți din nou la televiziunea română, prima televiziune din viața ta și mai ales aici la TVR Iași. O nouă zi, același prieten, este studioul din care a plecat acest frumos proiect, care se numește Cântec și Poveste, pe săptămâna viitoare. Bani, zi de fluier, artist-o, dacă o intra și-o veni joc. Hai da hop, măi băieta, dai stai joc pentru și-o bani. Zi de fluier, artist-o, dacă o intra și-o veni joc. Hei, hei, unde-i bate din Chișor, meram candele din Linda. Sare apa din ușor, meram candele, da. Când pocnesc și bătilii, meram candele din Linda. Răsună pingelelii, meram candele, da. Glumii fac nevestele, dar vin să roșă spetele. Că-i joc de șoban, ar da roată fie maș. Și-o venit la joc la sud de... Că-au mâncat brânză și urâde. Au băut zărul la cuț, dar tătii-i vreo de drăguț. Că-i zici la săruta, dar și tata s-a răsurat. Au băut zărul la cuț, dar tătii-i vreo de drăguț. Că-i zici la săruta, dar și tata s-a răsurat. La pământ și una sus, mai ram candile, dirle, da. Că la dobă jar am pus, mai ram candile, da. Pe saltate și-un cărlic, mai ram candile, dirle, da. Și-o bănește la jos râc, mai ram candile, da. Numai Gheorghe alu stand, da, și el tot ne-a de șopan. Stai de-o parte sub paradaz, la joc în sat. A jucat la ricușine, lângă el nimeni nu vine.
mari, o iari, cârlandașul astea, ne trișă bani, ca și un ciuperi, poți da și bănuț un bun găstrăz. Mari, o iari, cârlandașul astea, ne trișă bani, ca și un ciuperi, poți da și bănuț un bun găstrăz. Hei, hei, noi jucat, am petrecut, mai rapta, mirele, mirele, da, stână mare, și-o făcut, mai rapta, mirele, da, și-o bănașul, noi jucat, mai rapta, mirele, mirele, da, ca și cum se râta, tundat, mai rapta, mirele, da. Și am o sară sora, dar nu știe ce-a luat, că-i frumos și-i înstărit, dar-i tare-i zgârșit. Măi, Gheorghi, la stâna ta, nu știu care-i mândra asta. Stai joc pentru șoban, da tropăiți, măi băietani, bășiță să vadă, să-ți dau mândrele în joc învârtiți. Stai joc pentru șoban, da tropăiți, măi băietani, bășiță să vadă, să-ți dau mândrele în joc învârtiți. Hei, hei, nu strângeți cașun și băr, mai ram tam dirli dirli da, și urda din după zăr, mai ram tam dirli da. Că mândrile tătii vreau, mai ram tam dirli dirli da, gure dulce din flăcău, mai ram tam dirli da. Ia ca Gheorghe al lui Stan, dar cel mai înstărit ciuban, nimeni nu-l așteaptă-n prag, dar și nu-i spune drag. Și-o curată și-o bănește, pe inima se învârtește, Gheorghe stă pe somorit, că bășiță n-au găsit, vremea i-a trecut, măi! Hai la sârbă, mai băieți!